Eu am stat în Italia o lungă perioadă din viața mea și am luat ca și exemplu ceea ce am văzut acolo și am adus aici în România și am încercat să dezvolt și să fac în așa fel încât să transform bucata aceea de piatră pe care nimeni nu a luat-o în considerare în ceva. Piatra avea viață. Și am dat viața pe care am considerat eu și am acordat atenția pe care am considerat eu că o merită pentru a face un punct de atracție turistică. În Italia am văzut că oamenii știu să pună în valoare un balcon, oamenii știu să pună în valoare o coloană, oamenii știu să pună în valoare o cărămidă. Atunci, noi în România de ce nu putem să facem lucrul ăsta? Sper că prin micul meu exemplu să pot arăta celor care mă pot lua ca și exemplu de să le pot arăta faptul că am crezut în acel ceva și am dat valoare lucrurilor în care am crezut și sunt astăzi unde sunt. Sper să evoluez.